Încă o dată, elevii de la Colegiul Național Doamna Stanca au făcut cinste liceului în care învață. Ei au demonstrat acest lucru prin rezultatele bune cu care s-au întors de la olimpiadele la care au participat de curând. Ne-am bucurat că în această primăvară să avem o serie de elevi care s-au calificat la etapele naționale ale olimpiadelor școlare sau ale concursurilor de specialitate. La Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română va participa la faza națională, care va avea loc la Râmnicu Vâlcea, în săptămâna școală altfel, eleva noastră, Poenar Ioana. La Olimpiada Națională de Limba și Literatura Germană Maternă s-a calificat și ne va reprezenta în săptămâna școală altfel, eleva noastră, Bienosec Clara. De asemenea, la Olimpiada Terra, care e un concurs național de geografie, ne va reprezenta elevul de clasa 7, Ștefan Nicolae. Și la matematică, o surpriză, de data aceasta foarte frumoasă pentru noi, la concursul național de matematică Adolf Haimovici s-a calificat elevul de clasa 12 de la profil uman, Feher Balaș, și el va participa undeva în luna mai la etapa națională a acestui concurs. La concursul național de geografie Terra au mai participat și doi elevi de clasa 6, respectiv Eva Tărăc și Robert Chiliman. Ceilalți copii de clasa 6 care au participat pentru prima dată anul acesta au obținut un rezultat bun pentru prima lor participare, dar și-au propus pentru anul să bată rezultatul celuilalt coleg mai mare și să doboare, de fapt, ce au câștigat anul ăsta. Noi suntem bucuroși pentru ceea ce s-a realizat și sperăm să facem o figură frumoasă și la faza națională. Etapa națională la concursul de geografie se va desfășura la Zărnești în luna mai.